9 și minute ne-am întors în deșteptarea la Europa FM. Un manager de spital din județul Ilfov a creat o furtună în mediul online după ce a declarat că medicii rezidenți, adică cei aflați la începutul carierei, care abia au terminat facultatea, ar trebui fie să practice medicina în țară măcar 6 ani, fie să dea statului înapoi banii investiți în formarea lor profesională dacă aleg să plece în străinătate. Acum, subiectul ăsta va trebui lămurit totuși la un moment dat. Niciun politician nu are curaj să spună adevărul în această privință, iar adevărul este că pregătirea unui medic costă foarte mult, iar banii aceștia nu pică din cer. Deci, efectul cheltuirii banilor acestora ar trebui urmărit cu mai multă atenție. Prin susținerea financiară a educației medicilor în facultățile de medicină, societatea investește, de fapt, în viitorul sistemului medical. Cu speranța că specialiștii astfel creați vor trata, apoi, când va fi nevoie, membrii societății. Ăsta este adevărul și, desigur, că nimeni nu poate interzice cuiva în această țară să lucreze unde dorește, pe baza propriilor sale calificări, dacă poate sau nu. Aici nu e vorba doar de medici, un principiu care e general valabil. Orice meserie ai, dacă vrei să lucrezi în România, ok, dacă vrei să pleci în Anglia sau în Germania sau Spania la muncă. Cu speranța sau certitudinea că vei obține un loc de muncă mai bun, foarte bine. Nimeni nu te poate opri. un drept fundamental care trebuie respectat. Dar nu poate fi evitată întrebarea: De ce plătește societatea românească formarea ta ca medic pentru ca tu să tratezi alți cetățeni care nu au contribuit cu nimic la asta? Mai mult, acești medici pleacă nu în sărace. Să facă misionariat medical și se ducă în țări cu nivel de trai mai ridicat ca România. Deci, tratează cetățeni cu venituri mai mari ca românii, dar care nu au contribuit cu nimic la pregătirea acestor specialiști. De ce susțin contribuabilii români sistemul medical din Germania, din Anglia, din Franța? Eu plătesc să fie medici în România, nu în Germania. Cred că nemții se pot descurca și fără taxele mele, totuși. Așadar, cum rămâne cu noi? Cei care am susținut financiar prin taxele noastre, an la rând, de educația ta. Și nu vorbim aici de o școală obligatorie, ci de studii universitare, care sunt încă facultative. În ciuda a ceea ce ar putea crede unii, și oricât de neplăcut ar putea suna pentru alții, gratuitatea învățământului superior de stat în România nu este un act de binefacere făcut de cetățeni. Este, în fapt, un contract. Noi cu toții susținem gratuitatea educației pentru că apoi specialiștii astfel formați să participe la dezvoltarea societății. Ăsta e schimbul. La știri acum. Managerul Spitalului Sfântul Sava din Pantelimon, județul Ilfov, spune că medicii rezidenți ar trebui fie să profeseze o perioadă de timp în România, citez, o perioadă minimă egală cu durata rezidențiatului a specializării pe care au efectuat-o pe bani publici, fie să primească certificatul de bune practici în vederea practicării profesiei de medic în afara țării, doar după ce achită statului român cheltuinile cu școlarizarea pe durata rezidențiatului. Și am încheiat citatul. Evident, mesajul a stârnit multe reacții, foarte multe negative, mai ales normal, din partea unor medici rezidenți, dar problema rămâne. Și ea durează de zeci de ani deja. Și nu este doar la nivel de principiu. Și trebuie să ne întrebăm dacă această țară chiar își permite să irosească sute de milioane de euro, an și an la rând, pentru formarea a zeci de mii de specialiști care pleacă și nu dau nimic înapoi societății care i-a finanțat. Adică, încă o dată, e dreptul lor să plece, dar e cumva și obligația noastră să-i finanțăm? Și de ce tratăm cu dublă măsură situații identice? Adică, de pildă, cei care fac studii militare se angajează să dea înapoi cheltuielile de școlarizare făcute de stat cu ei dacă pleacă din sistem înainte de o anumită perioadă. Era, era 10 ani, nu mai știu dacă s-o fi modificat, dar banii aceștia se și plătesc, să știți. Sunt numeroase cazuri de oameni care descoperă că nu le place asta sau găsesc alt job sau se duc în altă parte și plătesc banii. Îi dau înapoi în rate, dar îi dau. Și atunci, de ce la unii se poate și la alții nu? Și, în fine, dacă nu, poți și nu e cazul să interziști circulația liberă și dreptul la muncă oriunde crezi că ți-e bine. Cum rezolvi problema? Iată o soluție simplă. Educația superioară să nu mai fie teoretic gratuită în țara noastră, ci susținută de stat printr-un sistem de creditare, iar creditul respectiv să fie șters după o anumită perioadă, automat, dacă specialistul rămâne în țară, angajat în sistem. Dacă nu, creditul să devină activ și obligatoriu de returnat. Adică, dacă vrei să devii medic, Asta costă, să zicem, nu știu, 20.000, 30.000 de euro pentru șase ani de facultate. Dar nu e nevoie să plătești nimic. Pentru că statul îți oferă acești bani, practic, ca împrumut. Astfel, chiar dacă teoretic costă, facultatea va rămâne practic gratuită în continuare, dar dacă pleci la contract în Anglia, să zicem, în șase ani după terminarea facultății, va trebui să dai banii înapoi. Se activează creditul. Dacă nu, după șase ani, creditul se șterge. N-ai plătit nimic pentru facultatea pe care ai făcut-o. Și sigur, aici poate fi început o discuție lungă pe detalii tehnice și situații excepționale, și nici măcar nu e nevoie să fie aplicată o astfel de soluție neapărat exact ca asta. Principiul însă rămâne. Dacă vrei să înveți pe banii oferiți de societate, ok, societatea are această ofertă pentru tine, dar trebuie să și dai ceva înapoi societății nu vrei să accepti acest contract de bun simț, foarte bine, e în regulă, nicio problemă, nu e obligatoriu. Poți să înveți pe banii tăi la o facultate privată și atunci toată lumea va fi fericită.